indiferent de sistemul de operare pe care îl folosești, eu cred că este cel mai bine. Eu recomand să îți pornești, să ți instalezi actualizări imediat după ce ți-ai instalat sistemul de operare. Apoi să faci chestia asta o dată la câteva zile. Actualizările ce sunt? Sunt niște mici rezolvări ale unor probleme care au fost descoperite. Uneori problemele alea sunt probleme de securitate pe care nu le vezi direct, nu vezi funcționalitățile direct, dar îți fac sistemul de operare mai sigur. Chestia asta se face foarte ușor și Ubuntu are un sistem integrat prin care îți faci actualizări pentru toate aplicațiile instalate, nu numai pentru sistemul de operare. E foarte ușor, te duci în dreapta sus aici, clic stânga, actualizări disponibile. Acum, dacă vrei, poți să faci, să apeși odată verifică, să-ți caute toate actualizările încă o dată. Aici vedem cam ce aplicații vor fi actualizate. E o listă destul de lungă, eu zic să le actualizez pe toate, le bifez pe toate. Poți să deschizi de aici actualizări sau update-uri, mă rog, și deschizi direct. Ok, instalează, o să-mi ceară parola. Se pare că nu mi-a cerut parola. Da, uneori cere parola. Nu am reușit să-mi dau seama când cere și când nu cere. Da, cam atât. Ideea este să-ți ții mereu sistemul actualizat. Dacă ai un Linux, un sistem GNU Linux, nu este sigur dacă ți l-ai instalat acum 2 ani și nu ai făcut absolut nicio actualizare, pentru că pot fi descoperite vulnerabilități care pot fi făcute publice, pentru care există rezolvări, dar pe care tu nu le ai pe sistemul tău pentru că nu le-ai făcut. Deci, ideal este să-ți faci actualizări cât mai des. Ok, pa, pa!